Cosmin Perța, editor la Paralela 45, poet, prozator, el este cel căruia îi aparține ideea organizării școlii de vară pentru prozatori la Ipotești. De fapt, este prima oară când o editură organizează o școală de vară pentru prozatori. Cum de ți-a venit această idee, Cosmin? Păi, n-a fost o idee foarte complicată, pentru că vorbim de o necesitate. Cred că editorul trebuie să se implice mai mult în promovarea scriitorilor și până la acolo chiar să-și caute scriitorii într-o plajă de tineri foarte divers, care cred că pot fi ajutați să învețe să scrie, dacă sunt oameni care sunt dispuși să facă asta. Și sunt deja destul de multe școli de vară, de scriere creativă, doar că toate aceste școli de vară sunt plătite. Ori noi am vrut să facem o școală gratuită, la care să aibă acces și cei care nu și-ar putea permite în mod normal să plătească o școală de vară. Se numește Școala de Vară Gheorghe Crăciun, tocmai pentru că Gheorghe Crăciun a fost unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai romanului ai noștri și unul dintre romancierii cei mai, de fapt, dintre stiliștii cei mai importanți pe care îi avem. Și Gheorghe Crăciun a fost unul dintre cei care a fondat, a pus bazele editurii Paralela 45 și care a influențat într-un fel destinul acesteia, așa că asocierea era absolut firescă. Până acum, pe piața de carte românească, nu a mai existat o școală de vară organizată de editori? Da, e prima de la noi, dar în străinătate sunt edituri care fac tipul acesta de școli de vară, de proză, de poezie, chiar și de eseu, în care încearcă să găsească tineri scriitori și pe care să-i formeze într-un fel. Și pentru vara viitoare te-ai gândit la o școală similară? Da, e școala de vară Gheorghe Crăciun, e o școală care se va repeta, sper, mulți ani la rând. Anul acesta partenerul nostru a fost Memorialul Ipotești. Sperăm ca și la anul să fim în același loc, dar oricum ideea școlii de vară rămâne și cel puțin câțiva ani de acum încolo vom putea susține. Mulțumesc!